natură, liniște, pădure, păsări ce repesc. Ce poate fi mai fain în București, un nebunit de trafic și nebunii? Dar aici este o oază în partea din nord a Bucureștiului. Avem aproape stejare, avem aproape pădurea, nu departe aeroportul și e un bloc, un dezvoltare care este wow. A zis, bă, dar unde sunt șantierele alea să aflu și eu detalii picante, unde, cum? Ei, astăzi este ziua în care aflăm aceste detalii picante. Să începem! Să știi că astăzi este momentul în care poți să vii lângă noi. De aceea avem 4 joburi deschise astăzi. 1. Arhitect de interior, cunoștințe obligatorii 3D, tehnice. 2. Project manager, știi să te organizezi bine, știi să suni, să deranjezi pe alții. Adică să spui, băi, vreau să se întâmple mâine, nu pui mâine. 3. Supply manager, în care tu vei teroriza toți monștrii internaționali în branduri italienești, mai ales sunt la Polyfor. Bună ziua, bună ziua, unii bucătărie aia de 50.000, o vreau acum. Ei, ala e supply manager. Și 4, desigur că verificare de șantier. Deci reprezentantul nostru în șantier care va deranja foarte mulți constructori și le va explica că milimetru este milimetru. De aceea, vara vine cu noutăți frumoase, da? Deja ești pregătit, trimite ceva pe grosumedia@gmail.com. Un CV, un portofoliu, un video, ce vrei tu ca să înțelegem că ești chiar tu acel care vine la noi. Te așteptăm! Aici mai e puțin șantier să pregătesc lucrurile, dar de la început, în primul rând, ușa. Deci o ușă de intrare într-un apartament, șmecheră trebuie să fie 2,40. Este nou standard la intrare. Hai, hai cu mine! Hai, te invit! Să-ți explic puțin de compartimentare. Când intri în apartament, în mâna dreaptă direct avem acel laundry și dressing în care avem mașina de spălat, mașina de uscat, mobilierul, apropo, tot mobilierul în acest apartament este făcut de un producător local, Avanta. Deci, normal, la intrare avem dressing-ul, după aia când migrăm, este un hall de primire, aici va apărea o oglindă, vezi în randare. Avem închiderea asta cu furnir. Se va schimba culoarea asta, că nu-mi place că e standardul de la ușă, dar va fi aliniată aceeași culoare aici, deci va fi o ușă invizibilă, filomuro. Și direct începem cu profilele, cu lumina noastră de la Design Radar. Și continuăm. La intrare, dressing, ok, aliniat, ascuns hainele tot aici, alb, alb. Asta e un MDF mat. Vezi cum e făcut această îmbinare aici? În colț făcut, când se închide, e foarte comod. Apropo, să atragi atenția la niște lucruri. Dacă vei observa așa lucruri în ușe, ca și la burgătorii italieni, ușa trebuie să fie dreaptă și atunci astea n-ai cum să le ascunzi. La producători mai avansați, ele sunt ascunse, dar recomandarea mea, dacă vezi așa ceva, înseamnă că ușele stau bine. Dacă nu vezi, puneți întrebare la ușă de 2,40 sau 2,50, cum va ține în timp. Ei, ajungem chiar de la început și vedem niște lucruri wow. Sunt acele întrerupătoare care arată ca un pian. Îmi plac, sunt wow, minimaliste, nu ai rama aia, totul este super slim, frumos. Deci mi se pare... Asta e o soluție hype. Tot ce e făcut aici e făcut cu gust. Te uiți la branduri, cum arată, de unde sunt luate, cum sunt îmbinările, cum sunt legăturile. De exemplu, plinta. Observă aici, vezi? Plinta este aliniată, cum ne place noi, în stil hype. Aici vor apărea LED-uri, ușile, filomuro. Și când intri în baie, hai încoace în baie să-ți arăt. Deci avem aici un Jesse. Deci da, dezvoltatorul ăsta a venit cu Jesse, cu rain shower, cu acel efect din tavan, plus plăcile mari din pardoseală până în tavan. Dacă observi, totul este aliniat. Avem oglinda, tăieturile care sunt făcute în oglindă, va veni cu un capac special aici, în oglindă, inclusiv sticla asta de la duș. Dacă observi, este o sticlă furie, nu prea se vede, pentru că noi în partea asta avem un WC-ul. Momentan sunt niște mâniere temporare. Nu arunca cu roșia în mine, da? Sunt mâniere temporare că mai circă pe ce să lucrează, după aia vor fi puse mânierele alea ok și super calitative.
Organizarea acestui apartament e făcut să fie puțin wow. De ce înseamnă acel wow? Avem un hol care este puțin mai coborât, avem sisteme, dacă observ, de aer condiționat. Se face pe aici absorpția, pe aici se dă aportul de aer, deci tot aerul vine în, ca într-un hotel de 5 stele și ajunge în zona de living. Linia care vine de aici cu lumina reglată, care îmi face, este o statuetă, e statuieta aia. Vezi, în randare, stă așa. Și vezi lumina unde îmi bate? Îmi bate în nas. Deci lumina asta este gândită să stea această statuetă aici. Intrăm în zona living-ului, dining-ului și bucătăriei, dar în partea dreaptă rămân dormitoarele. Avem 3 dormitoare. Deci am vopsit, și aici ar trebui să vezi lucrurile cum am făcut. Am vopsit partea asta, marginea, cu gri, pentru că am făcut ruptura între tavan. Și asta e un trick din asta al design-ului. Ușile invizibile, filomuro, ele vor fi vopsite încă o dată înainte de finalizare. Totul va intra încă în ultima mână. Și asta e un secret. Se vopsește în două mâini. După ce se montează tot mobilierul, se montează toate poziții, obligatoriu va fi o ultimă mână sau un ultim lucru făcut. Dar hai să intrăm puțin în zona de noapte. Este matrimonialul. Întrând în mod matrimonial, trecem printr-un dressing. În dressingul ăsta am făcut un dressing cu sticlă. Vezi? Are puțin reflecție și o ramă foarte subțire de 5 mm, ce ne permite să avem acel efect gen italian, dar atenție, este făcut tot la comandă în România. Totul este aliniat. Aici este păstrată linia perfectă. Ușa când se închide aici, gândește că ai peretele ăsta alb și migrarea către dormitor, către zona de dormit. Aici deja apare mobilierul făcut. Asta se conectează cu lumină, ai un fotoliu jos. Uite aici avem grilaj făcut care se repetă și în partea aialaltă. Uite în randare cum arată. Și avem un televizor pus pe oglindă. De aceea am venit și am premontat lucrurile, am lăsat locurile pentru televizor, conexiunile vin în jos și vine televizorul care va fi pus pe oglindă. Deci ceva wow. Dacă viceversa ne uităm în partea asta, avem un panou reflat care îmi place la nebunie. Deci este wow și este din furniri natură. Dar dacă vii mai aproape, observ un lucru. În interior, toate intrările astea sunt vopsite în negru. Și mie îmi place cum arată colțul ăsta așa făcut. Îi dă puțin o căldură a lemnului. Uite aici. Vezi LED-ul ăsta de aici. Deci lumina la balconul ăsta vine de la mâner. Deci la acest bloc noi am participat și la fațadă și am refăcut toată fațada cu toate închiderile. A fost o muncă wow, dar ce am făcut? Am făcut acest efect de degradeu. Ce ne-a ajutat el? Ne-a ajutat când ești afară, cumva să ai puțină intimitate. De jos în sus când te uiți, această degradeu nu permite chiar direct să vezi. Pac, pac, drept, la milimetru, tot adus la milimetru. Deci aici chiar s-a lucrat la milimetru. Uite aici, ca într-un hotel. Deci am venit cu sistemul, îți arăt mai încolo, de preîncastrat, acolo vine aerul condiționat, grila, controlul care va fi aici, ăsta este sistemul de control care va fi montat. Hai mai departe. Când ai situații când nu-ți ajunge loc și nu trebuie să pui, nu ești obligat să pui doar orizontal aceste piese, poți să le pui și vertical. Deci asta e sistemul care te ajută să pui și vertical acest lucru. Hai în alt dormitor. Hai! Uite aici, că am ajuns aici să vezi, vezi? Îți trebuie numai decât să ai un capac de servire. Uite asta. Este făcut din rigips, da? Îl vezi, da? Este aliniat perfect, are grila asta, pentru că pe aici se face absorpția și îți trebuie de servire sau la tot. Deci înseamnă că din start trebuie să te gândești 25 cm și să o gândești cum trebuie să fie făcut. Dar hai încoace să vezi ce am făcut aici. La fel, avem pe perete furnir frumos, cuprins în el. Deci este un sistem wow. Avem aceste sertare care vin în consolă. Asta este o chestie fixă, de aici este un sertar. Da? Uite, vezi? Există două tipuri de deschidere. Este prin push-up, cum am aici, trebuie să-l apeși, și este sistem care se închide ușor și lin. Atenție! La fel de prize. Dacă ai priza de TV, internet, da? Vezi? Normale sau așa, trebuie să o gândești. Asta este un sistem de la Bitticino. Îți recomand cu mare drag. În baie este o faianță care emite metalul.
Deci avem două tipuri de metal, avem corten și avem metalul ăsta negru, antichizat. Deci este wow! Placă din tavan până jos, astea, cum crezi că? Cad jos singure sau totuși scus? Da, măi. Ce trebuie? Oglinda. Uite oglinda cu elemente de la gese, care încă se reglează, se vor monta aici frumos. Ok. Pac. Uite aici. Avem, iarăși, gese, luminile, bateriile. Uite cum sunt încastrate, le vezi? Așa. Deci asta tu poți să le ai de servire și după. Ele se încastrează și la final rămân așa micuțe. Aia pentru ventilare care va fi făcut. Deci mai e de lucru aici, mai sunt lucruri fine, dar în linii generale suntem pe acolo. Deja cumva vibe-ul și acel hype este la el acasă. Dar de seara ceva mai haios. Să terminăm cu dormitoare, zona de noapte să o terminăm. Cine a zis că nu e posibil? Uite, am făcut mânere speciale cu închidere, cu MDF vopsit mat, cum am făcut în randări. Oglinzi, totul adus centimetru sus. Absorpția în acest dormitor se face tot prin același dormitor, nu din afară. Și avem aportul de aer pe aici. LED-uri, parchetul aliniat, iarăși, șevronul, tot ce înseamnă pe un contur. Toate astea au fost gândite din start și puse pe poziția în dormitor de copii. Hai mai departe. Wow, cum arată asta aici? Ce e asta? E mobilier făcut din furnir. Totul, atenție! Uite, vezi cu cine ajută aici? Putem să ducem mobilierul până sus, vezi? Și avem acolo fix 7 mm. În cazul dat, putem să utilizăm mobilierul ăsta până în tavan. Deci nu trebuie să lăsăm, dacă am avea spoturi care stau în jos, ar fi cam complicat. Într-așa caz, noi avem lumina care bate clar peste acest grilaj care arată wow! În cazul dat, noi avem totul în furnir îmbrăcat, plus elementul de închidere care trece. Aici e zona de șimineu. Aici avem șimineu, două fotole, este un, cumva, o zonă de lounge înainte de a intra în living. În living vom intra în felul următor. Aici va fi zona de canapele, tot ce am făcut, aici va fi partea asta cu placare cu televizor, uite în randare cum arată. Și elementul la care vreau să ajung este coloana din sticlă, uite cum arată ea. Sticlă neagră, toți se spune, mamă, sticlă neagră în interior. Am pus LED, i-am făcut contur din parchet, i-am pus LED sus. Această coloană, uite, a fost pretăiată, pregătită pentru toate sistemele astea care să fie de control, pentru că dacă vii în partea asta, la final arată așa. Totul aliniat la milimetru, cu aceste clapete, ca la un pian, deci mi se pare, deci asta e un detaliu super hype. De la prinderea cu lumină LED, de la această încheietură aici, în tăiere la 45, după aia vine asta, care nu are rama aia, deci este super minimalist și super frumos. Dar să trecem și la bucătărie. Bucătăria este delimitată printr-o insulă și este în formă de U. Avem o placă de 1 cm aici, care este cu o venatură gri, e un imperator grei, care este lățit să fie mai mare așa și este o insulă în care tu gătești și stau niște scaune acolo, comunici, vorbești. Avem luminile care ne ajută să gătim. Aici avem spălătoria, toate fațadele sunt făcute din furnir. Aici avem mașina de spălat, tot de la NEF integrată, avem manierul gola. Aici mai vine un cadru din lemn ca să delimităm aceste încheieturi, să nu se vadă îmbinările astea. Deci mai avem încheietura aici. Cum crezi ce e aici? Clar frigiderul. Dar uite, nu e frigider cu ușă mare, pentru că avem două. Avem congelatorul separat și avem frigiderul separat. Plus mobilierul care aici îl avem din sticlă, care când pornești lumina în spate, acum e o reflecție, dar în mod normal avem o rupere. Și te-ai întrebat, de ce am și imperator, și am natur, și alb, și așa? Uite în randare, uite imagine și răspundeți singur la această întrebare. Această hotă vine aici, așa, că noi am scos-o momentan, ea vine aici, se taie, se pregătește și va fi absorpția care iese direct afară.
Uite acolo. Aia e evacuarea de la hot. O vezi? Ea vine din șapă, din pardoseală, aia e evacuarea de la hot. Și ajunge aici, la hotă. Exact. Vezi? Tot, de natura asta vine aici. Deci mi se pare wow. Cum să vii și te șești la 45, să o faci așa gros, de 4 cm. Deci o placă lipită, pus cu în interior, să reziste. Deci poți face ce vrei pe această masă. Aici la fel făcut, îmbinat, wow. Mobilierul este de la Avanta. E domnul Nikita, mulțumesc că ne rapți pe noi și toate mofturile noastre. Asta e hype. V-am povestit aici că avem sisteme și la noi draperiile și tot ce înseamnă rolete vin într-un cap. Uite câte straturi avem. Rulourile care coboară să securizăm cumva vizual, estetic, de exterior, de interior. După aia avem draperiile care la fel sunt acționate electric și toate se controlează de la acel stâlp și pot să deschizi, să închizi și această lumină care vine în contur și se duce până în cap. Deci este bingo! Totul ca la hotel, aliniat, milimetric, adus, pus, vopsit. La ora actuală, clar deja se simte acel vibe. Ce a rămas aici? A rămas să se facă un curat, să se conecteze toate LED-urile, să fie pus tot la poziție, să se intre cu o mână de lavabilă peste tot, după aia să fie adus mobilierul, scaunele, uite, masa deja e aici, masa fiind foarte grea, a trebuit să fie adusă din timp, montată, pe picioare, pusă, să venim doar cu scaunele. Acest episod nu s-a încheiat aici, pentru că am avut episodul în care am fost la început, episodul care vedem acum cumva în ultima sută metri până a venit mobilierul și îl vom prezenta, eu cred, la începutul toamnei deja, cu mobilier, cu draperii, cu perdele, cu tot pus aici. Până atunci îți urez succes, mai vezi încă o dată episodul anterior și ceau! Știi ce am uitat, da? Am uitat să filmez baia matrimonială, hai să-ți arăt baia matrimonială aici. Ce avem în baie matrimonială? Cadă. Dar nu una simplă, dar una mamă. Deci e material, e ce trebuie. Plus avem, uite, ce am premontat. Și bideu, viciol, la fel, totul, dacă observi, iarăși, luarea asta titanium, închiturile astea, totul este aliniat. Aici, frumos, de la tecea, încadrat, milimetric. Avem din sticlă făcută fațadă, dacă observi, este la, adus la milimetru, tot așa. Avem o ușă de acces. Deci totul este carcasă, vezi? Este din sticlă, închis. Două locuri pentru că avem bărbat, femeie, femeie, bărbat, nu știu, vor decide. Tot aici va veni oglinda, de-aia am lăsat conectarea pentru oglindă. Sus avem și wellness, adică avem RGB. Zona de duș, deci avem într-o baie tot ce ne trebuie. Avem cadă, viceu, bideu, două posturi pentru spălare. Aici avem pălărie. Wow, uite! Ma! Cum arată asta, este demențială. Deci este wow! Reglare, hai să punem înapoi. Deci acum chiar am finalizat, da? Deci chiar am finalizat. Ce vrei să deschide, Alin? Hai! Că tu ești reprezentat. Tu, deci, de azi înainte avem reprezentantul și portavoce la toți care ne urmăresc, Alin. Hai, Alin, spune, ce întrebări ai? Peste 5 ore.